Interviul săptămânii la Ercis FM Dragi prieteni, bun găsit la interviul săptămânii, sunt Nicoleta Timaru, vă salut din studioul Angelus FM și pe toți cei care sunteți astăzi în fața micului ecran să ne urmăriți. E, pentru astăzi am o mare provocare. Va trebui să aflu ce ingrediente folosește pentru a-și condimenta viața, astfel încât să poată pedala, zburând ușor așa peste ani din viață și bineînțeles să turez foarte tare motoarele, astfel încât să mă încadrez în timpul alocat acestei emisiuni. Cum voi face toate astea, nu știu, cu un asemenea invitat. E destul de greu, dar haideți să încercăm. Invitatul de astăzi, Părintele Francisc Doboș, bun venit în studioul la Angelus TV. Bun găsit, Nicoleta, îți mulțumesc. Cu mare drag, mă bucur că sunteți astăzi aici și mă gândeam cum voi face eu să încadrez în cele 50 de minute atât de multe lucruri. Dar cumva tot eu m-am liniștit și am zis așa, Părintele Francesc a fost la atât de multe emisiuni încât cred că nu mai am ce să-l întreb așa că încheiem emisiunea după primele 5 minute. Mai sunt întrebări care nu i-au fost adresate părintelui Francesc Dopoș? Uh, sunt răspunsuri care nu au fost date. Așa, pentru care voi? eu va trebui să găsesc întrebările cumva adecvate. Știți, tot zic că uh, a, e așa o vorbă printre colegii dumneavoastră, preoții, că ne chem la judecată nu e judecat, îmi place să zic că e o discuție sinceră, o discuție deschisă și vă provoc astăzi să fiți un pic neserios, așa cum de multe ori ne avertizați că sunteți. Deci, haideți cu neseriozitate, dar în același timp cu profunzime, așa cum ne-ați obișnuit, să trecem prin ale vieții, ale spiritualității și chiar ale veseliei de a fi creștin. Cu ce vrei să începem? Aș vrea să începem, uitați, cu ingredientele, pentru că am zis în introducere despre ingrediente. Părinte, Folosiți ingrediente atât în bucătărie cât și în viață și folosiți uh, ingrediente astfel încât să să le demonstrați celorlalți că religia, creștinismul, spiritualitatea nu sunt despre a fi omul acela smerit, mereu trist, mereu pios, mereu în rugăciune, mereu într-un fel în care am fost învățați și uh, dirijați așa din copilărie. Trebuie să fii foarte serios. Dumnezeu te vede. Ei, mă vede Dumnezeu, dar cum trebuie să fiu astfel încât lui Dumnezeu să-i placă de mine? Primul rând că nu vreau să demonstrez cuiva nimic, ci doar uh, trăiesc sau trăiesc fericit. Uh, și lucrul acesta, ca să, să trăiesc fericit, împlinit, uh, cu tot simțul de răspundere și cu tot simțul umorului, mă face să, să, să rup de multe ori scheme mentale sau relaționale, sau mai, mai bine zis șabloane. Toți folosim aceleași ingrediente la gătit, practic, că e vorba de făină sau de alimente de bază. Nu doar alimentele de bază sau ingredientele fac diferența, ci timpul de coacere și aromele pe care le folosești. Aici, trecând din bucătărie în bucătărie relațională, contează foarte mult, foarte mult sinceritatea neprefăcută, care să nu devină interesată neapărat de ceva, ci doar de bucuria de a întâlni oamenii. Și de a te lăsa interpelat de ei, de a te lăsa provocat și chiar pus în criză, în dificultate, că, de fapt, întâlnirea reală cu oamenii care îți dăruiesc ei din ingredientele lor sau din aromele lor, pe care le poți folosi în propria viață atunci când gătești o intervenție, o predică, o modalitate de a vorbi oamenilor, toate acestea nu fac altceva decât să te îmbogățească. Nu am decât de câștigat din întâlnirea cu oameni. Întâlniri reale, nu. Doar întâlnirile provocatoare pe care le evit atunci când pot, pentru că există. Așa cum putem constata fiecare în spațiul public, oameni care caută cu tot din adinsul să-i provoace pe alții și nu, și nu vor să asculte, de fapt, nu vor să asculte niciun răspuns. Sunt convinsă că mare parte din cei pe care îi întâlniți apreciază și chiar sunt mai mult decât încântați de felul dumneavoastră de a fi, de această manieră sinceră de a vă exprima atât propriile gânduri, cât și uh, de, a, de a predica Evanghelia. Pentru că, de fapt, asta faceți prin propria viață, prin propriul exemplu, vă îndepliniți misiunea de preot. Dar o faceți într-un mod altfel, care în mod clar îi atrage pe credincioși. Haideți să trecem puțin pe latura cealaltă. Sunt alții, alți colegi mai conservatori. Cum credeți că sunteți privit, de cei care văd spiritualitatea și viața asta de preot undeva în rugăciune, în genunchi, în fața altarului? Care trebuie să mă rog mai mult. Da, vă rugați să puțin. Asta e observația. Că este loc pentru fiecare dintre noi, că fiecare dintre noi putem avea acele cuvinte care să atingă inima cuiva. Și asta asta mă face pe mine să-mi să dau seama că pentru fiecare inimă există o anumită frecvență. Nu toți ascultă Rock FM, nu toți ascultă Radio România Muzical. Dar eu am întâlnit oameni care m-au auzit fie la Rock FM, fie la Radio România Muzical. Și au auzit îndemnurile mele de a asculta fie un tip de muzică, fie altul. Și ăsta devenea triggerul sau cârligul pentru a-i atrage la liturghie. Exact. În fond, totul, totul, orice, orice manifestare, orice vorbă, la un moment dat, la un moment dat ajung să presar undeva cuvinte cheie. Sfânta liturghie, spovadă, că vin, fie că mă duc eu știu, la piscină sau mă duc să pedalez, povestesc că veneam de la liturghie sau că mă duceam la liturghie. Pare așa banal? Nu. Nu. Este... Și nu e doar căutat, dar devine un stil de viață. Și în fond, ca ceea ce pe mine mă clădește, nu pot să-L predic pe Hristos direct. Vin cu Biblia la sub braț și acum vă deschid în față și ați auzit puțin de Domnul nostru Iisus Hristos? Vreți să auziți de Domnul nostru Iisus Hristos? Nu pot să fac așa, dar poate veni, așa, cum îi dai unui copil sau cum dai copiilor tăi medicamentele atunci când au nevoie de ele și medicamente care nu le sunt pe gust. Trebuie să găsești o picătură de miere sau ceva, o modalitate, un suc, un cu care să-i poți, să, să poți ajuta pe oameni să, să se hrănească din esențial, adică în legătură cu Dumnezeu. Asta înseamnă, fără să fac vreun examen de conștiință altora, îmi fac mie un examen de conștiință, de multe ori sunt deficitare în umanitate și eu vreau să predic Divinitatea. Păi, calea lui Dumnezeu, ca să se facă cunoscut oamenilor, a fost tocmai umanitatea, adică întruparea. Asta nu înseamnă doar banalizare. Dumnezeu, dacă a luat forma, și nu doar că a luat forma, s-a întrupat, a devenit om pe deplin, nu s-a banalizat pe el coborând sau folosind orice altă terminologie, ci a divinizat umanitatea noastră. Ei, atunci când eu, ca preot, vreau să-i fac un serviciu mare lui Dumnezeu și folosesc doar un limbaj, nu știu, teologic, foarte curat, foarte înalt sau înălțător, stau oamenii și se uită la mine, le încălzesc mai mult inima sau le încălzesc mișcările pe scaun, în bancă, la biserică. Și devine o preocupare constantă. Cum ajung? Fie printr-o vorbă sau alta, fie printr-o glumă, prin ceva uh, sărat, puțin picant, folosit aromele, și aici am învățat de la Antonio Pasarelli. Aromele, ierburile aromatice, ajută foarte mult în bucătărie, folosește-le cu încredere, mi-a zis el. Și pe plan spiritual, ce folosim? Adică, care sunt, care sunt toate acele ingrediente pentru că alimentul de bază rămâne Sfânta Scriptură? Toți, din asta trăim, suntem în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu și a Sfintei Euharistiei. Toți avem parte de asta. Dar cum le punem la cuptor? Cum le gătim? Cum ajungem ca tot acel aliment al cuvântului lui Dumnezeu să se întrupeze din nou în mine, în tine, în cei care ne ascultă sau ne privesc. Ceea ce îmi place și ceea ce am remarcat e că sunteți genul acela de preot care nu stă la biserică și așteaptă să vină credinciosul la el. Ați făcut cumva rocada timpurilor, cum se spune, nu? Și acum, iată, preotul vine în mediul în care se gătește, în mediul în care se pedalează, în mediul în care se turează motoarele, în tot ceea ce faceți prin pasiunile pe care ați declarat de atâta ori că, că le aveți. Cum este perceput un preot când merge în aceste medii, printre oameni? Pentru că eu mă gândesc să văd că vine un preot la noi, nu un echipa de pedalat, aș zice, a, el a venit cu noi la pedalat, ce-ar fi să merg și eu cu el la liturghie? Vi s-a întâmplat lucrul acesta, să cei pe care îi întâlniți, exersându-vă și practicându-vă pasiunile, să vină apoi să vă vadă la altar? Asta cu siguranță și nu o fac cu gândul acesta că imediat, iată, dacă eu mă duc la pedalat, e ca la nuntă. Dacă eu l-am invitat, trebuie să vină și el. Adică e o nenorocire. Nu mai e nu mai Că dacă eu mă duc acolo, trebuie să vină și el, sau că o fac cu un gând uh, altul decât cel de a mă bucura de, de pedalat. Uh, ce fac ca preot? E, nu știu, am. Am transferat telefonul fix pe telefonul mobil. Că nu are cine să răspundă la telefonul fix. Asta e un soi de ajournament al Bisericii Catolice în detalii mici, sunt, care, de fapt, fac diferența. Sunt lucrurile esențiale ale vieții. Eu mă gândesc ce ar fi făcut Sfântul Apostol Paul. Dacă ar fi căzut de pe cal în drumul spre București, nu știu, pe unde, pe la Urziceni și. I-ar fi zis Domnul, de ce mă persecuți? Adică, care ar fi fost convertirea lui? Cine i-ar fi deschis lui ochii astăzi? Și mai apoi, care ar fi fost modalitățile lui ca să vestească Evanghelia, să spună pasiunea lui despre Hristos, cui și în ce formă? Unde? Pe ce rețele de socializare s-ar fi dus? Fără să se zbenguiască neapărat, dar în același timp, fără să fie atât de scorțos încât oamenii să-i spună, precum la Atena, bine despre învire, te vom asculta. Mm -hmm altă dată. Dar lucrurile acestea mă provoacă, nu înseamnă că toate metodele sunt la fel de valabile. Unii se pot simți mai atrași, alții mai puțin, dar este loc pentru toată lumea. Important, în orice formă, cu orice modalitate expresivă sau de rețea de socializare, să, să transmit, sau să transmitem oamenilor o pasiune pentru Hristos, pentru Dumnezeu, fără să-l facem pe Dumnezeu plictisitor. Uh, cred că Dumnezeu de multe ori, pentru, pentru mine ca preot atunci când uh, devin prea scorțos, uh, îmi închipui că Dumnezeu în cer face... Ah, iar... iar, iar pui plac asta iar. <laughs> și încerc să-mi dau seama Zic, dar te-am trimis acolo Ca să ca să inima oamenilor Nu ca să spună oamenii Dar bine, a, asta e ultima dată Când mai trec pe la, pe la biserică și cum facem ca să nu fac doar morală oamenilor, adică să le spun doar ce nu e, ceea ce nu este bine sau ceea ce nu au voie să facă. Pentru că asta au auzit toată viața. Să, să, le spună, să le spună Dumnezeu prin preot, prin oricine, prin oamenii care vin la biserică, că creștinismul este frumos, că de fapt viața în Dumnezeu te îndumnezeiește, te face asemenea lui. Și ceea ce dezavuez de fiecare dată creștinismul de tip salci. Ăla plângăcios. Care exact. Aici am vrut să ajungem. Nu, nu, nu Smerit, mai pot. Smerit întotdeauna, în genunchi, supărat. Dar e foarte supărat, bun. E, dar, da, nu? dar trebuie să suferi că Iisus s-a răstignit și a murit pentru este, noi. Este Așa foarte bun. Este pentru uh, acum câteva zile era în prima lectură de la liturgie căutați dreptatea, căutați smerenia. Uh, este esențială. Smerenia. Și e smerenia aia? Sunt smerit, dar se știe? Aia e bun și aia. Este bună. E, mie mi-a plăcut. Și asta vine de la, de la cei din Luizii că Lugra, Poate și-aduc aminte de Ilie. Dumnezeu să-l ierte. El a fost la seminar la ea și mai apoi a fost la Roma, la ezuiți și de la el. Nu știu dacă a inventat-o el. Prea, probabil a preluat un midraj din acesta popular. La el am auzit prima dată. Deci în seminar am învățat expresia asta. Sunt smerit. Dar îmi place să se știe. E ca deci, să fiu tot exemplu. de la. Da, tot de la. Din semin... Se învață lucruri bune în seminar. Sunt convinsă. Văd, sunt... văd, am observat. Și, și de la el am învățat-o, și mi-a plăcut mult pentru că are o are o, o profunzime acolo care mă scoate din ipocrizie. Sau măcar încearcă să mă scoată din ipocrizie sau sau din, din defazarea limbajului. Dacă pot să vorbesc normal cu oameni. Normal. De ce trebuie să mă contorsionez la liturgie să iau un alt ton? Știți că e o expresie. Să-ți pui limba pe bigudiuri, astfel încât să fie mai. <gâng> să sune într-un fel, să sune mai, <gâng> mai, mai divin, mai așa. Și tocmai, tocmai lucrul acesta cred eu că nu mai ține la generațiile actuale. Nu mai ține să te transformi, să te faci că vai, a coborât nu știu ce deasupra capului și ai devenit altul când ești acolo la altar. Poate preocuparea este ca să să ajutăm pe alții să se transforme. Nu să mă transform eu încercând să dau o, o altă imagine. Să, să nu fiu preocupat atât de mult de mine. Cred că asta pe mine m-a salvat de toate preocupările și de toată idolatria față de mine. N-am scăpat. Nu voi scăpa vreodată. Dar... Cred că cu simțul umorului și faptul de a mă lua peste picior sau peste două picioare sau peste oricâte, e, devine simțul ăsta de, de, de divinitate, de un Dumnezeu care devine om de fiecare dată, care coboară cu picioarele pe pământ, rămânând cu capul în cer. Și asta trebuie să devină o, un firesc al fiecărui creștin, al fiecărui preot, nu să fim doar cu picioarele pe pământ, adică să fim banali, da, dar să fim pe pământ ca să putem să vorbim despre cer. Pentru că nu poți să vorbești despre cer plutind, așa, și fără să-ți dai seama care sunt problemele, problemele concrete, reale ale oamenilor, provocările familiilor. Pentru mine, preocuparea și în aceste zile în care merg să vizitez familiile, cine mai vorbește și cine dintre noi, dintre. cine mai ajunge la inima adolescenților? Noi ne dăm seama. Că foarte mulți dintre adolescenții de astăzi cu greu mai calcă pe la biserică. De ce? Uh, și aici devine, devine întrebarea pentru mine. Îl avem pe Dumnezeu. Adică avem toate ingredientele. Avem. Da, dar cum facem cum să le arătăm că iese ceva bun dacă mergi, uh, dacă folosești aceste ingrediente? Aici, și aici devine, devine preocuparea. Nu doar ei trebuie să se convertească. E adevărat. Fiecare nu doar ei trebuie să se convertească ca să vină la biserică. Trebuie să mă convertez eu, în primul rând, ca să știu să-l predic, să le vorbesc cu oamenilor. Ca să le vorbesc pe limba lor nu înseamnă să adopt toate, toate tehnicile oamenilor de astăzi sau să trăiesc exact cum trăiesc cu oamenii de astăzi, dar asta înseamnă că știu. Intru, sunt în mijlocul lor, iar Hristos, dacă rămânea dacă rămânea doar, nu știu, să zic așa, iau o sintagmă, dacă rămânea doar la Nazaret, nu mai auzea cine auzea, doar, auzea doar satul de el. Asta înseamnă că aici misionarul vagabond sau vagabondul apostolic Vladimir Ghica, fericitul Vladimir Ghica, care a parcurs toate meridianele globului pe vremurile acelea și a vorbit pe unde a putut despre pasiunea lui, despre Hristos, de la curți împărătești până la oamenii cei mai simpli, să devină, să devină provocarea pentru fiecare dintre noi. Fie că o facem la un microfon, fie că suntem clerici sau laici, în poziția noastră, dincolo de preocupările noastre de a ne plăti facturile sau de a ne potoli, eu știu, familia sau comunitatea, să avem o pasiune. Că dacă nu avem pasiune, după aceea putem să facem noi toate liturgiile și tot, dar nu vom schimba nici o inimă. Vom îngreuna conștiința oamenilor sau vom pune o presiune asupra lor că sunt inadecvați. Dar îmi dau seama că cel mai inadecvat aș fi eu, pentru că nu m-aș sintoniza atât de bine nici cu Dumnezeu pe care încerc să-L slujesc de fiecare dată și nici cu oamenii cărora mă adresez. Întotdeauna voi fi la mijloc. Faptul că te ești acolo, ești în mijlocul oamenilor, nu înseamnă că nu există un pericol. Adică e, e pericol pentru orice. De și Hristos. nu e pericol nu e viață, nu? Și Hristos, tocmai predicând Evanghelia, a fost în mare pericol și n-a scăpat de el. A murit pe cruce. Dar nu a sfârșit acolo. Asta nu înseamnă că noi trebuie să facem doar slalom printre pericolele vieții sau printre capcane. Nu căutăm, nu căutăm, pericolele, dar trebuie să devenim profeți pentru vremurile de astăzi. Și asta nu e valabil doar pentru mine ca preot. Zic oamenii, cei care ne vin la liturgie, cei cărora le vorbesc cum ajung să le transmit, să le transmit pasiunea pentru Hristos cum ajung să le transmit pasiunea pentru Dumnezeu, ca ei întorcându-se acasă sau mergând cu prietenii, ieșind în centru istoric la o cină sau oriunde, să nu trebuiască să deschidă Biblia, dar să deschidă gura. Și să deschidă gura în așa fel încât modul lor de a se relaționa să-L să vestească lumii pe Hristos. Cine a fost model în această devenire, în această abordare, în acest fel de a fi? Pentru că mă gândesc că în copilăria dumneavoastră nu erau preoți care să gândească, Atât de deschis, atât de adaptat timpurilor pe care le trăim. Uh, au murit toți. <laughs> Dar uh, glumesc. De fapt, nu glumesc. Sunt, e uh, sunt uh, cei care, care pentru mine, pe, pe lângă părintele Alois Bulai, de la care am prins foarte mult și, de fapt, de la Institutul Teologic. Uh, da, da. Asta. Părintele Alois Bulai, care ne-a m-a trimis în 97 la Roma, a, a la studii. Păreclă, părintele lui Isbulai? Părintele lui Bulai M Alois nu i-am pus păreclă. Mm -hmm. Mai aveți timp? Nu cred că mm -hmm. voi reuși să-i pun părintele al lui Izvoru Ne-am ocupat de alții. Da, știu, știu. <laughs> Care... Care <laughs> o poartă <laughs> cu mândrie, nu? Care le poartă cu mândrie <laughs> <laughs> și sunt cunoscuți. Uh, dar începând cu părintele lui și mulți alții, care i-am avut mai apoi în Italia, un preot austriac și doi preoți italieni uh, care m-au pus în criză, au dărâmat toate toate acele construcții mentale de cumințenie sau de uh, ca să mă facă să, să, să devin să devin semnificativ sau să-mi dau seama că Că scopul în viață nu este să fii doar cu minte, ci să-l să, să, să aduci pe Dumnezeu pe pământ. Pentru că eu am citit că până în seminar ați fost mai mai liniștit. Nu ca acum ați fi neliniștit, dar erați poate mai introspectiv, mai liniștit. Și apoi v-ați dat seama că ar trebui să nu vă luați în serios sau să vă luați în serios nu știam să, să, gust, eram atât de serios sau intrând în seminar, ei forma aceea că trebuie să existe viața spirituală, este, devenea o încrâncenare. Stătea ca un pietroi, dar nu-mi dădeam seama. Că făceam Prea, asta era prea misiunea, nu să trebuie să fiu aici, să mă încadrez în acest caz. Cred că adică s-ar fi făcut de servicii lui Dumnezeu printr-o printr rigiditate. Eram prea rigid și, și nu știam să gust glumele celorlalți, nici nu mai eram capabil să fac glume pe seama sau oarecum pe seama. Până când mi-am dat seama că e, e cu totul altceva. Să-ți să dai seama, prima, prima dovadă de seriozitate este să, să, să reușești să guști glumele pe seama pe care alții le fac pe seama. Devine dovadă și de profunzime, și de seriozitate, și de inteligență. E important lucrul acesta pentru că altfel, altfel rămân, aș fi rămas un neadaptat. Bine, nu înseamnă. Că nu, nu, că nu aș fi rămas încă, tot la mine mă refer. Nu, nu, nu încerc să judec pe nimeni acum. Dar este important ca să ajungem să-l transmitem astăzi pe Hristos. Cine, cu, cu, cum facem misiune? Cum reușim astăzi? Nu doar să aducem oameni la o oră de liturgie. Dar ca oamenii care au venit o oră la liturgie să poată să trăiască acea liturgie acasă la muncă. Când în viața e să, lor, până la urmă. Oriunde, când se întâlnesc cu prietenii și se spună, e ceva acolo, ei devin misionari, ei mergând în societate, să spună, păi, cum e la voi? Ce ce s-a întâmplat cu tine? Vreau și eu. Vreau și eu. Și atunci, hai, e exact ca la Hristos, vino și vezi. Atât, atât ar trebui să spună orice credincios, vino și vezi. Asta au făcut Isus cu ucenicii, asta se cuvine și ar trebui să facem fiecare dintre noi. Să spunem celorlalți, vino și vezi. Dar asta înseamnă că celălalt trebuie să vadă ceva, că s-a întâmplat ceva în viața noastră. Tot la fel, închipui că la un moment dat ați auzit această voce care spune vino și vezi cam cum ar fi să fii preot. Când s-a întâmplat acest lucru? Și cum ați decis să părăsiți Bucureștiul, locul în care v-ați născut, deși părinții erau veniți din Moldova, din Răchiteni, și v-ați întors în Moldova părinților pentru a studia la institut? Rădeau da, de nu mine. Ai zis, la liceu mai întâi. Da, da la erați liceu, chiar în 1991, la da, la... și rădeau de mine când mă întorceam în București, că deja luasem accent, ce? da. <laughs> <laughs> da, era foarte bine, era, era foarte bine. Deci de la aste marțiale, asta făceam înainte să dau examen la seminar și asta aș fi vrut să fac. Și asta a stat în balanță. Până când gura unei femei... O măicuță din Coralina, da, nu-i așa? Da, da, Sora Aurelia, acum care e la Ierusalim, n-a avut, a mâncat-o limba și m-a întrebat, dar n-ai vrea să te faci Așa treba. din senin? Nu știu ce este seninul, dar Dumnezeu știe ce e. Dar este erați și pe lângă biserică, erați pe acolo da, implicat din momentul toată, toată viața am copilărit la Sfântul Anton în Colentina, la, în parohie, am ministrat, mergeam duminică de duminică și dimineața și seara la liturghie. Și nu erau mijloace de transport atunci, mergeam câțiva kilometri pe jos. Nu știu dacă mai face vreun copil așa ceva astăzi. Nu, pentru, dacă, nu aveam PlayStation atunci și nu aveam, aveam doar țurca <laughs> și altele. și alte cele, da. Dar nici asta nu este o explicație. Probabil devine, devine și rugăciunea comunităților noastre, rugăciunea mamei mele. Că dau vina și pe mama mea pentru tot ceea. nu doar pe. Că este un cumul, nu există doar o voce sau cineva iar să dau, să dau vina pe sora care, pe -a zis sora să care am, am, mâncat da. o limba și doar m-a întrebat, dar nu ai vrea tu să Cred te că faci -a pus preor. doar uh, la apropo, sfârșit Apropo piper. de ingrediente sau de... Pentru că la toate celelalte au stat o, o duminică bază. de duminică, o participare, o trăire, așa, a vieții de creștin fără, fără focuri de artificii doar cu ingrediente de bază. Dar la un moment dat încep să, să apară acele lucruri care fac diferența dintre un gurmand spiritual care toacă rozarii și un gourmet care începe mai apoi să fie și clădit de tot ceea ce a primit, de tot ceea ce a consumat, de felul în care a trăit participarea la liturghie, uneori chiar pe pilot automat. De aceea spun oamenii, nu e un păcat dacă nu ai înțeles sau dacă când, când, oamenii îi spun, au, dar iarăși mi-au luat o minte, a, a continuă să te rogi, nu mai lua de la capăt, e, 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 bine, e bine, doar că realizezi, trezește -te. ok, dar asta e și viața, nu pot să mai dau ani înapoi știind că am pierdut timpul, o lună sau mai mulți ani din viață cu ceva. Nu pot să-i recuperez, dar eu mă pot trezi atunci și să-i dau voie lui Dumnezeu să intre în viața mea. Asta încerc să fac și asta, e zi... și asta, asta am... cred eu că am făcut atunci când am tot rezistat la întrebarea aia și am luat așa în de râde. Și eu, preot, nici pomeneală. Doamne, ferește! Și până la urmă a zis fie. Uh, da, cu și... ce așteptări, părinte? v ați dus la seminar și cu gândul acesta de a deveni preot închipuindu-vă ce? Uh, nu, eram terorizat că va trebui să predic într-o zi. Asta a fost preocuparea mea. Terorizat la modul că nu vă, nu vă simțați în regulă, vorbind liber, vorbind. Nu știam liber. ce o să zic cu oamenilor. Deci, da, eu că mă uitam. Cum nu știți câteodată? Când da, într-adevăr. S-a păstrat? Uh, zic, ce voi spune? Mă uitam cum predică preoții din copilărie, cum era părintele dându-Dumnezeu să-l odihnească. Zic și eu ce va trebui să zic cu oamenilor? Va trebui să învăț ceva pe de rost, să mă pregătesc și să, uh, și asta a fost asta pe mine m-a blocat mulți ani, nu reușeam nici nu doar să, în ideea să predic, care devenea ceva stratosferic și să, să public să, să, nu să public, pardon să citesc o lectură la liturgie să cânt un psalm se oprea aici, adică frații mei știu, sau cei din care mai țin minte din copilărie mă blocam total, nu eram capabil ei, cum am depășit, nu știu. Cum a lucrat farul lui Dumnezeu. că ați prea în serios atunci lucrul ăsta. De asta spun Pentru că câteodată. Nu ne luăm în serios când ne preocupăm de noi. Exact. Când păi noi devenim... Mă gândesc că v-ați preocupat de ce fac eu, preotul, ajuns în fața altarului, cu atâția oameni care au așteptări de la mine, vor să le spun ceva. Ei, ce mă fac? Ce le zic? Cum este din zic asta lui Dumnezeu, Îi zic lui Dumnezeu, ia descurcă-te un pic cu oamenii ăștia și punem, punem ceva, minte. da, punem ceva pe, în minte, în inimă, ca să ajungă și pe buze. Uh, e important lucrul acesta uh, pentru că nu este preocuparea, uh, nu este preocuparea uh, sau doar pregătirea care se face cu o oră, o zi, o săptămână înainte de a vorbi oamenilor adică predica de duminică care la școlile de retorică sau prin seminar se spunea că trebuie pregătită de o săptămână înainte. Părintele Giorgio Mațanti, Dumnezeu să-l odihnească. Cel la care a ținut enorm, din câte știu. Da, el, profesorul el meu și zic el, care, care mi-a dat peste cap o mulțime de, 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 gânduri, de prejudecăți sau de modalități de, de gândire sau de, de studiu el se ducea și îmi zicea, el se ducea în sacristie, înainte de liturgie, era unul dintre cei mai buni oameni care vorbea pentru mine. Adică sunt oamenii care m-au clădit. Și îl și întrebam, că nu, nu mi-a fost cel mai, cel mai bun teolog, poet, patristică, tot. Și se, se îmbrăca niciodată, nu se îmbrăca cu clergymen. Era așa, adunat de pe malul Tibrului, cum spuneam noi la, la Roma. Și intra la, la liturghie cu 10 minute sau o de oră, vedea care e Evanghelia, spunea niște predici, pentru că omul acela citise comunitatea, citise vremurile, știrile sau le ascultase, știa cui se adresează, care sunt oamenii de astăzi, care sunt provocările și, de fapt, în casă la el erau cărți nu doar citite, lucrate, subliniate, toate cărțile lui erau cu conexiuni, cărțile de teologie pe care le-a scris o pagină din aceea reflectau multe alte cărți pe care le-a citit, sfinți părinți pe care le a citit. Pentru că pregătirea pentru o predică nu se face atunci, cu o oră înainte. Se face în toți anii de seminari, în, toate, în toți anii în care ai citit, te-ai lăsat pătruns. Adică e, e ca și mersul la sală. Adică Nu-ți Faci masă musculară cu 10 minute înainte sau să când te duci mare. atunci. Da, sau să pleci, da. <laughs> mă scuzați. Nu încep să arăți mai bine când te duci cu câteva zile la sală, înainte să pleci la mare. Și asta se face în timp. E o pregătire constantă. Asta înseamnă anii de seminar, anii de formare, ca să nu devină viața o deformare relațională sau o defazare față de oameni. Și, de fapt, provocarea în față căreia ești pus atunci când. Te apuci să predici și să găsești limbajul, limba și canalul pe care să le comunici tot ceea ce ai pregătit și ai acumulat în anii din urmă? Uh, și nu doar ceea ce ai acumulat, ceea ce rămâne acolo, pentru că rugăciunea trebuie să, să rămână o constantă uh, și aici mă întorc la smerenie și nu doar că sunt smerit și îmi place să se știe, dar de o smerenie adevărată, uh, de de o smerinii care devine iubire, care devine milostivire pentru că primesc de la Dumnezeu, dincolo de jocul acesta de, de glume și de glezne, rămâne, rămâne întotdeauna, rămâne întotdeauna în, acea ancoră în rugăciune, în adorație, într-o într ascultare, într-o ascultare smerită și bucuroasă a lui Dumnezeu care mă face să... Să fiu și exuberant, și efervescent, și pătrunzător, și glumeț, dar și profund. Să pot găsi orice tip de frecvență în care să intre Dumnezeu. Fie că sunt în parohie, că sunt la Rock FM, la Radio România Muzical, aici, la Angelus TV, la RCSFM, oriunde sau la altar. Dumnezeu să se facă prezent cumva pe orice frecvență, chiar dacă sunt zone în care mergem, ajungem, care se pretează la o abordare mai light, la glume, la cântece, la distracție. Dar și acolo, spun, dacă mai apar, sau după 80% de glume, de distracție, de muzică, ajunge și poate 10% sau 5% de Cristos în formă concentrată poate să facă diferența pentru, pentru cineva. Și asta mi a fost zilele astea când un bătrânel a venit să se înscrie la parohie să un devină... Un tinerel. De tinerel. Da, 92 de ani. Da, 92 de ani. Să se înscrie la parohie și să-mi spună că m-a auzit la Radio România Muzică și că am recomandat Rachmaninov Sinfonia numărul 3. Mi-a zis de două ori și a fost și, adică și îl văd că vine la regulat la liturgie și mi-a spus că soția lui, care, care nu-și mai aduce aminte de el, are Alzheimer, de-abia de, -abia, de -abia îl mai recunoaște, dar ar vrea să mergem împreună la ea să ne rugăm să, și el vrea să devină catolic. Zic, sunt, sunt lucrurile care fac diferența că, că nu te adresezi, zici, a, noi ne, suntem tineri, deci trebuie să câștigăm generația tânără. Cristos îl poate câștiga inima oricui. Pentru că în fața veșniciei și tinerelul de 92 de ani rămâne verde, tânăr, chiar dacă trupul se descompune. Asta este mersul biologiei noastre pe Pământ. Dar noi suntem chemați ca încă de pe pământ să trăim veșnicia. Și asta mă, mă bucură în orice abordare și în zilele acestea. Adică contactele pe care le am cu oamenii sunt, mă clădesc. Sunteți norocos să întâlniți acești oameni și bineînțeles să vă hrăniți. Pentru că mi închipui că e ca o hrană zilnică de fiecare dată să auziți o nouă mărturie, o nouă nu convertire, că nu e vorba de convertire. De fapt e să vedeți că misiunea pe care o îndepliniți are roade. Dar în același timp mă gândesc că ați fost norocos și să să studiați în străinătate, pentru că în 97, când ați plecat prima dată la Roma la studii, nu era poate chiar la ordinea zilei să avem uh, studenți prin, uh, prin, afară. Și îmi închipui ce a zis tânărul seminarist pe atunci, de la Institutul Teologic romană Catolic din Iași, văzându-se la Roma, în fața măreției și în fața poate unei lumi mai deschise, mai, uh, uh, cu o viziune mai largă asupra modului de a predica și de a da și îndeplini misiunea de preot uite o să spun nu ce am zis atunci, pentru că nu eram capabil să fac diferența. În cei cinci ani de studiu, prima etapă, că au fost 8 ani la Roma în total, în cei 5 ani, cât eram student, înainte să fiu hirotonit preot, am ajuns cinci foarte buni prieteni, cu monseniorul Ionus Paul Streja, care acum este în Sudanul de Sud, și alți trei preoți, un australian, un mexican și un croat, Părintele din Mexic, Miguel Angel Ramos Hernandez, a fost acum de revelion și după m-a vizitat la București. Am fost împreună la, în Italia și am mai apoi am fost la mormântarea Papei Benedict. Am discutat despre anii aceia, cei cinci ani. Și el a scos în evidență că și el se ocupă de formarea seminariștilor. Adică se, se ocupă ei în seminar. A fost parohul catedralei din dieceza lui. Și mi-a zis, uite, la Roma, la Roma merg foarte mulți preoți care au terminat seminarul și mai fac un masterat, un doctorat. Dar el mi-a zis, tu îți dai seama ce a însemnat pentru noi faptul că am mers la Roma încă cruzi, adică studenți. Noi acolo ne-am ne -am format, ne-am resetat, ne-am reformatat, pentru că de acolo ca un burete am prins, nu am mai adăugat câteva informații. Noi acolo am primit și ne-am încărcat, ne-am îmbibat și de catolicitate și, și de, de, cunoștințe teologice, dar mai degrabă și de cunoștințele relaționale, cunoscând oameni, seminariști, preoți din toată lumea. De fapt, ăla au fost, aceia au fost ani de, de formare. Asta pentru a scoate în evidență cât de bine să poți trimite un tânăr la studiu atunci când poate să înmagazineze în minte și în inimă și relațional lucruri pe care nu, nu le-ar mai putea face atât de ușor și atât de bine deja format sau formatat. Uh, și el care se ocupă de formarea, uh, de formarea preoților în dieceza lui a spus eu oricând i-aș spune episcopului să trimită seminariști la studii și să nu se gândească doar a, trimitem doar preoți, pentru că preoții sunt deja ai noștri, nu faci doar o investiție și te poți trezi că la un moment dat pleacă. Este riscul, e ca și cu chemarea apostolilor. Mulți sunt chemați, puțini aleși, dar se seamănă. Mai apoi știe Dumnezeu cum să facă să crească în fiecare harul lui și chemarea lui. Dar este important ca, ca noi să ne dăm seama că când este momentul de a, de a investi, de a da credit, de a-i ajuta pe cei care urmează și calea preoției sau orice vocație, ai încredere și investește foarte mult în generația tânără. Atunci se formează. Nu trebuie adăugate doar informații, ci formare. Și e de fapt apoi o provocare după ce mergi și studiezi și te formezi într-un anumit mediu, întorcându-te acasă să te readaptezi la mediul din care ai plecat? Uite, eu, eu mă regăsesc acasă oriunde. Lumea a devenit casa mea. Pot să predic la fel de bine uneori, predic altfel, nu pot să fac nici jocurile de cuvinte și mă uit de câte ori predicam în italiană sau în comunități, aveam același efect. De ce spun lucrul acesta? Pentru că este inima, este interiorul, este pasiunea care mai apoi se poate traduce într-o limbă sau alta. Evident că. Jocurile de cuvinte care duc la o anumită profunzime din italiană nu pot să le fac în limba română și nici invers. Sau acum că mă ocup de Sfânta Liturghie pentru comunitatea de limbă engleză de aici din București, mă trezesc că uneori atunci pe loc din ceea ce poate să însemne că poți atrage atenția oamenilor și prin jocurile de cuvinte în limba engleză nu, nu le mai poți traduce, nu poți să faci aceeași predică și în limba română. Dar o realizez mai apoi și îmi spun, acum fac, m-am preocupat, ce cuvinte să spun? Nu, m-am preocupat de un Hristos care să fie prezent în, în inima mea, ca mai apoi ajungând pe buzele mele prin vocea mea să devin vocea Cuvântului. Pentru că același Cuvânt îl va clădi și pe cel care, care mă ascultă și este important lucrul acesta. Uitându-mă la dumneavoastră, mă întreb dacă v-a certat vreodată, mama, pentru că aveți așa o, o, o libertate în exprimare, invidiată cu siguranță, invidie sfântă, precizez, de foarte mulți. Bravo lui că poate fi la modul acesta să spună ce simte, ce gândește. V-a certat vreodată mama să vă zică, Francesc, mai stai un pic cu minte, nu, mai, da. nu te mai da așa, nu mai arăta chiar cum gândești, chiar cum Nu, nu la asta, nu. Mama mă certa când mă jucam uh, atunci când eram copil, când mă jucam și uh, erau... Uh, erau Mă jucam de a preotul și rupeam bucățile acelea de. și le foloseam ca ostie, Eu eram cu frații mei și atunci, da, mama m mama certă. Nu, dar, dar de, când nu. Sunteți, de când sunteți preot, să zicem? Nu am mai încercat mama niciodată să. Este acolo, este o prezență constantă. Nu. Mama și-a făcut treaba. Mama are încredere. Este important lucrul acesta ca orice mamă să realizeze. L-ai format? Lasă-l. Lasă-l de acum. Fi da. alături de el. E, e dovadă și de iubire să nu mai încerce. Dar asta cred că e, e atât de valabil nu doar pentru mame de preoți și pentru mamele celor care se căsătoresc și de multe ori îi nenorocesc că nu îi mai lasă în pace, că își bagă coada, ca să nu spun și coarnele, de vino mamă, nu soacră. Chiar dacă în acte ești soacră. Ești soacră dar devin o mamă, păstrează, îmbrățișează, fi prezentă, prezență tăcută, iubitoare, care să, să favorizeze întâlnirea și buna înțelegere. Cel care este fiul tău, i-au crescut aripi, lasă-l să zboare, pentru că și voi, așa cum o spun multora, nu doar mamei, nu, nu trebuie să-i spun mamei mele, toți au plecat cumva de acasă, chiar rămânând acasă toți au trebuit să învețe să zboare, să-și facă un alt cuib, o altă familie. Până la urmă, mama și tata rămân mama și tata. Indiferent că sunt mai buni sau mai răi, ei sunt familia ta. E important să, să conștientizeze atât părinții cât și copiii toate aceste aspecte și să caute acest echilibru. De multe ori, echilibrul acesta este dobândit și cu suferințe și cu tensiune. Dar să fie. E important mă gândesc acum că, așa cum ați declarat de multe ori, atât în familie, la întâlnirile pe care le aveți, cât și în mediile prin care mergeți cu persoanele cu pe care vă întâlniți, e mereu gluma, e la locul ei, nu? Miștoul acela drăguț de propria persoană și de cei de, cei de lângă. E prin miștoul evlavios, evident, să ne evident, cu ghilimele de rigoare, sunt prezent în, în viața dumneavoastră. Totuși mă întreb, este vreodată padre, așa cum vă spun cei apropiați, este padre vreodată trist? Nu cred că s-a împământenit uh, tristețea în așa măsură încât să pot să spun că sunt trist. Sunt, pot deveni momente de îngândurare, evident, și e binecuvântată acea îngândurare care te face să crești. Dar nu tristețea ca și formă de viață. Nu, nu o cunosc. Uh, nu înseamnă că nu, nu dă târcoale. <laughs> Adică diavolului nu i se termină târcoalele, nu e ca câte târcoale a dat până i s-au terminat, nu. Nu i se termină, deci e întotdeauna la lucru și poate să caute orice într-o lume care e bolnavă de depresie. Adică dintre bolile cele mai frecvente sunt bolile relaționale și legate de depresie, de legăturile noastre unii cu alții. Tristețea pare să devină ceva, un, un punct comun. Nu mă locuiește. Sau nu-i dau voie. Este important lucrul acesta pentru că face referire la cine, care sunt ingredientele de bază, care sunt vitaminele relaționale și, de fapt, un stil sănătos, spiritual de viață. Iarăși, nu, nu o religiozitate pe pilot automat, nu doar o religiozitate sau o spiritualitate cu minte, nu mă dau de exemplu, nu vreau, vreau doar să fiu să fiu fericit, să fiu împlinit, nu încerc să fiu pe plac unora sau altora și nici măcar lui Hristos. Hristos are atâta încredere în mine încât nu are doar așteptări ca eu să-i fiu lui pe plac. Ne-a dăruit toată umanitatea noastră, toată bogăția și semantică, și de limbaj, și de pasiuni ca să-L putem predica pe El. Cu toate pasiunile noastre. Cred că asta ar trebui să facă creștinismul. Altfel devenim lipsiți de relevanță pentru societatea de astăzi. Ce facem? Câte inimi mai convertim? Câți mai aducem la Hristos să-i facem pe oameni să se îndrăgostească de acel Dumnezeu? Ca mai apoi, fie că se roagă rozariul, fie că stau în adorație, să o facă cu toată pasiunea, ca mai apoi, din genunchi, să se poată ridica, să poată glumi, dar acea glumă care să devină și, și eu știu, autoironie, pentru că gluma doar față de altul, fără să mă includă pe mine, atunci devine răutăcioasă. Faptul de a mă include pe mine în glumă, de a ști să jucăm ping-pong, fie că e vorba de în familie, să, să ne dăm câte o glumă, să o primim, devine, devine, ne poate mântui, ne poate mântui între noi, în relațiile noastre, să nu ne încordăm. Deci, până la urmă, fiecare dintre noi poate fi un astfel de misionar, poate fi un predicator, poate fi un dătător de Hristos, urmând-vă, de fapt, aceste sfaturi de a-L include efectiv în viața noastră și, până la urmă, să trăim. Și cam atât. Să fim, să fim întrupați. Să fim întrupați de Dumnezeu. Asta este. să, să să iasă, să-și facă loc peste tot. Că iese de pe buzele noastre, că iese din gesturile noastre, din drumurile pe care le parcurgem, din cuvinte, din gesturi, din mângâiere, peste tot să răzbească prezența lui Dumnezeu. Părinte, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă propun deja ca peste ani să ne revedem, să repovestim și chiar vă doresc să, să aveți același spirit, să vă mențineți, să nu vă schimbați, pentru că vor încerca cu siguranță mult să, să, vă aducă pe acea cale mai serioasă, cum spun ei, și mai, mai aproape de cele sfinte, cum consideră, dar vă rog eu, rămâneți alături de credincioși chiar în acest mod, în care reușiți să-i atrageți și să-i țineți aproape. Amin. Doamne ajută. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru, pentru că ați fost alături de mine. Rămâneți cu Angelus TV și Ercis FM. Până săptămâna viitoare, toate cele bune! Interviul săptămânii la Ercis FM